Ai, hvað sem ég er þessi tráðna? Tíri svo svúra, kom ekki, ægrissi! Ægrissi! Nækum, nú grein, nú er við resti. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need you. But every touch is ooh la la la. Feedback-ul e mult mai aproape, da, pentru că la sala Palatului ai dat gluma, au râs, a râs partea asta primele 20 de rânduri. Așa. Băi, și auzi că aia a fost făcută pentru congres, să se audă. Ceau, ceascu, ceau, ceau, ceau. Rumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Uite-te, dreapta, o femeie cu solzi, dar plină de surâs și în stânga Alain Delon, de care toată lumea știe. Morocănos. A venit aseară mama, vin să tu pui de departe. A fost simplu, foarte simplu. Mă rog, stai aici mai la 3 ore. Seara, a coborât ca pasărea rănită seara. Întuneca încet, încet privirea ta. Cheblu a fost așa. Întuneric. Hei! Lumina! Doi! Un, doi, trei! Asta a fost clar. Ești în casa noastră! Ne-am găsit! Bună ziua! Ce frumusețe de femeie! Oh, Doamne! Mulțumim. Foarte frumos. S-a fost ca un fel de marș. No, 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 no. Văd că nu v-a săturat. Anzwei Dreifier. Stop, stop, stop. Iertați-mă. Atâta știm, nu ne punem alături mai de colegii mei, am simțit de-a lungul vremurilor că se aude în minunat. Se aude perfect. De ce? Vreau să-mi spuneți exact ca să gând și eu, stop. Pentru că n-am, Mărgineanu nu mi-a răspuns la telefon, l-am sunat de 30 de ani încoace. Zic până la el că stă aici. Vreau să-mi spuneți cum e asta, deci adică se aude foarte bine de la, de la distanță. Dacă îl pun aici, da, se aude să vadă fața asta de Alain Delon, da, nu, din diferent ani. Păi nu, că tu ai cameră pentru tine special. Din care cameră pentru ea special? Dar să vedem ce... Te-a făcut bobonete la masă, să știi. Așa, la masă, aici. Doar. Nu e profilul bun. 1, 2, 3 și... Compensez cu altceva. Adevărat! Băi, deci, luați-mi ușor. Se întrerupe și se întredoaie. Mi se rupe ce? Ștanga. Mi se întrerupe, mi se înghedoaie. Face ca din băi, ați auzit voi de înghedoaie de vor, eu... Băi, eu asta aud. Băi, băi, asta auzim. Nu știm ce înseamnă. În ce? Mi se înghedoaie. Ce e înghedoaie? Mi se întredoaie, mi se îndoaie. E adaptat de... Da. E limba lui asta. A cui e limba asta? A lui Mărgineanu. Se cine măr... Nu e... E marginărească. Cum e pisicească sau... Vezi? Deci nu e, e cum cântăm noi Michael Jackson, Hamon, da, această piesă, yes, care e de generic, yes, a fost la câteva episoade care au fost un pic mai lungi, a fost tăiată, deci genericul nu s-a dat. Și toți copiii care se uită la fierbință au sesizat lucrul ăsta. Da. Unde e piesa? Unde e piesa? Că așa începe și așa toți își dau seama că începe episodul. Câteva episoade. Deci asta e apa ta plată, asta este apa ta plată. 1, 2, 3 și... Salut, sunt Horia Brenciu și voi sunteți azi la Lucruri Simple. Alături de noi, că de fiecare dată, Apa Carpatica, Aqua Carpatica și Chateau Valvis vor rezolva problemele noastre de ordin etic și emoțional.
Dar înainte de toate vreau să vă spun că astăzi la podcastul nostru aujourd'hui, dans notre podcast, sunt pentru diaspora. Pentru că voi sunteți mult în diaspora. Dragii mei, suntem astăzi alături de doi gemeni dragoni cu sânge regal. Vă prezint în ropotele de aplauze la mulțimii Ecaterina a doua Chișinăului și bineînțeles Mihai I de Hârșova. Vreau în primul rând să vă spun la mulți ani pentru încă 10 ani. Doamne. Pentru că în urmă cu 10 ani voi, timizi, da. El timido, ca să acord cu sexul, ați intrat pe un platou de televiziune care nu știați cum va merge. Da, chiar nu știe, era un... Eu am făcut și un slogan pentru voi doi. Da. Într-o limbă din Las Fierbinți, dacă îmi permiteți. Da. 10 ani de fierbințel cu Dalida și Dorel! Bun. Fierbințel. Da, nu e fierbințel, e moldovenel. Fierbințel. Da, unde e Las Fierbinți? În Ialomița. În Ialomița, da. Bun, repetăm. 10 ani. Dă fierbințel cu Dalida și Dorel. E mai bine așa? Atât. Bun. De aici și Gemini Dragon, de aici Dorel, Dalida. Deci... Dar tu n-ai zis rău că în Ialomița, că eu am avut probleme la facultate, la actorie, că m-au întrebat ăștia de unde sunt. Și le-am zis, din Ialomița, graniță cu Dobrogea. Și eu zic, nu ești din Moldova? Și am înțeles că există accentul ăsta de baltă. Adică de-aia zic ăștia că ea din Brăila sunt în Moldova. Știi? Bine, dacă ar fi toată... Da. Și Bacău și Focșeanu, toată e în Moldova, tot, știi? Da? Dacă ar fi după ei. A, dar după și București e după noi. Moldova. Dacă și accent de baltă ăsta din Ialomița. Dar tu, Tinca, te-ai născut în Chișinău? În Chișinău, da. Și, dar am trăit în București mai mult decât în Chișinău. Am venit la 17 ani în București. Deci ai trecut prutul minoră. Minoră, da, da. Da. Cu și... o procură făcută pe o prietenă de-a mea care avea 19 ani, deci era un pic mai majoră decât mine, nu foarte mult. Procură. Da. Procură, da. Tu știi ce ai? Tu ai venit cu procură? Tu când ai venit în București? Eu am venit în 2008. Bine, am mai fost o dată, am mai avut un episod după ce am terminat liceul la Hârșova. În 98 am venit în București și în 99 am întors acasă. Nu ți-a plăcut București? Am terminat repede facultatea, un an. Da. La Spiru? Nu. Europa Ecor. La Spiru am luat 3.20 la admitere. Da. Cât? 3.20. Da. Este 13.20, adică maximul de punctaj pe care poate avea un om din Ialomița. Ce? S-a încercat mult. Eu cred că trebuie să vă felicit pentru tot ce ați făcut până acum, dar am o simplă întrebare. Cine a avut ideea de a vă pune împreună în Mass Singer sub acei dragoni? Cine a avut ideea asta? Cine a dat telefonul, sincer? Alo? Nu, mai rămas, erau toți în concediu, în vacanță. Voi ați plecat, mă, n-am plecat. Când plecați? Pe data, de ce? Și nu vrei să... Haide, bă, dacă e să ne stricăm și noi vacanța. Bă, a fost... Și după aceea, n-ai regretat, pentru că ai avut alte senzații decât ai avut vreodată cântând sau jucând. Da, senzații care... știi ce m-a ajutat foarte mult? Că aveam capul acoperit. Că nu mă vedea nimeni, că la experiența anterioară de la Vocea României se și vă rog să nu râdeți. Așa. Când cel mai prost om din țara asta, eu, am uitat versurile în semifinal. Iartă-mă, dar nu poate o creier așa ceva. Da, ba da. Nu există așa. Toată lumea avea impresia că eu o joc, că fac o cioacă. Și eu cu Anca Dumitra eram ei în public. Erau public, azi, susținătorii public. Mei, da. Și am zis, Doamne, de ce am venit? Voiam să ne ascundem undeva. Hai să vă spun o singură chestie. Eu, dacă aș fi avut un spectacol prost vreodată, sau nu ar fi, aș fi uitat un vers, două, trei, o melodie, sau ceea ce rar se întâmplă. Se întâmplă? Se întâmplă, bineînțeles. Și, dar tuturor ni se întâmplă, chiar și, nu știu, Adele, Michael Jackson, Tom Jones, tuturor ni se întâmplă. Vreau să vă spun că a avea două dive, Katinka și Anca Dumitra. Da. Cer scuze. Da, gata. În sală, nu mă interesează, nimeni n-a avut așa ceva, pot să greșesc orice. S-a greșit, cred că... Eu cred că nu știu la ce ați venit aici. Nu știți voi la ce ați venit aici, pentru că dacă ați fi știut, ați fi zis, băi, nu pot, am filmări. De aceea, dragii mei,
Doamne, Mihai. De aceea, dragii mei, grilă sau? În momentul ăsta ne pregătim. Ne pregătim. Nu cred, Doamne. Pentru că viața noastră, fără... Că Dumnezeu, drăguțul și măicuța, astea ta, dragoste? Trebuie să mă și aud. Da. Acum o să vezi de ce ți-am pus eu așa. Și acum... Doamne și domnilor. Hai, poezie. În cenaclul nostru, Flăcărica, pentru că flacăra a fost, avem de-a face cu doi actori. Eu îmi propun un singur lucru. Astăzi să începem cu doi actori, da, și să terminăm cu doi șantori. Sudori, adică doi cântăreți. Sau impostori. Nu, câtuși de puțin. Impostor nu. Pentru prima dată îmi pun și eu căștile că vreau să vă aud. Vreau să vă aud. Așa. Păi nu vrei să cânti tu, Nu, nu, nu. Nu. Dragii mei, eu m-am îndrăgostit de acești doi oameni. De fapt, m-am îndrăgostit fără a ști cine sunt. Ei erau niște... Iartă-mă, Shrek, poți să dai puțin poza? Iertați-mă, ăștia doi ați fost voi. Uite-te, dreapta, o femeie cu solzi, dar plină de surâs, și în stânga, Alain Delon, de care toată lumea știe. Morocănos. Deci ăștia ați fost voi doi. Mi-ați făcut cele mai mari surprize, pentru că nu o să mai fie niciodată doi oameni care să mă frapeze și să mă atragă de la început cu vocea lor. Și astăzi, pentru voi, Fără tine, o melodie preluată din repertoriu internațional, astăzi adus aici de Tinca și Mihai. Cine începe, că nu mai știu. Când? Ahora e muchachos. Spune-mi de ce plângi. Oh, baby. Plânde dorul tău. Spune-mi ce te doare. Că nu ești al meu. Spune-mi dacă noaptea te gândești la mine și visezi la ziua în care te voi săruta. Doamne și domnilor, emoții mari. Începem acum cu Mihai. Te iubesc. Te quiero mucho. Te iubesc prea mult. Asta e dragostea. Știu că niciodată nu te voi uita. Oh, baby! Numai dacă timpul ar vrea să-ți șoptească ce-i în gândul meu, ce simt pentru noi amândoi. Fără tine plâng în noapte. De ce ești așa departe? Sunt departe și mă doare. Dragostea e tot mai mare. Fără tine lumea toată e prea tristă și pustie. Dragul meu, știi prea bine, fără tine nu pot simți iubirea. Fără tine nu mai am culoare. Nu mai am nici umbră, nu mai am nici soare. Certul fără ploaie, fără tine. Toată lumea! Văd acolo în publicul nostru Cătălin Neamțu, care se uită cu ochii invidioși. Nu o să ai niciodată, băi, vocea lui Mihai. Bine. Mai ales la mea. Nici nu e nevoie. Adică ce e răspuns, Sabine? Cum ții, cum? Să mulțumim cu vocea mea! Adrian Păunescu, lasă așa. Vreau să vă spun că asta a început senzațional. Vreau să vă păstrați asta acasă. Cine știe când vă întreabă lumea, vă rog, domnul Dorel. Vă rog, domnul, imediat când vă auzi. Deci asta este, când v-am auzit asta, când v-am auzit, băi, tu... Cred că a fost cel mai frumos moment al nostru. Dar ăsta e... Acesta. Acum a sunat bine, bă, și... Bine, live. Și live, așa. Stai. Eu vreau să fac
să spun un amănunt aici foarte important. Una la mână, voi în momentul de față ați cântat live. Unu. Doi, acolo ați cântat la microfoanele respective, cu căștile respective, ați cântat un playback. Ceea ce se întâmplă acum, voi puteți la fel de bine să faceți și live. Bineînțeles, doar că masca ne încurca. Noi putem multe, dar... Voi ați ținut secret faptul că ați fost sub măști. Da. Nimeni n-a știut, nici din familia ta. Soțul. A trebuit. I-ai spus soțul. Da, dar n-am avut cum. El oricum credea că eu sunt, din sezonul numărul 1, credea că sunt Irina Rimes, Căpcăunița. Și tot spunea, băi, tu ai fost și nu-mi spui. Băi, Laur, dar unde să mă duc? Cum să-ți spun? Unde mă duc? Bineînțeles că n-a fost. Băi, s-a uitat la toate edițiile ca să-și demonstreze el că eu sunt. Nu mie să-mi demonstrez, dar el... Crezi că a văzut în Shrek, în Căpcăunița aia, niște mișcări pe care tu le aveai? Da. Vezi, tot din Republica Moldova. Da, el a zis, bă, astea-s mișcări de la voi. Da, asta e a mea. Asta e a mea. Nu fie altceva. Da, tu ai spus cuiva în familie? Soția. Soția, că n-aveam cum să... Unde plecam eu așa în fiecare zi, vară, filmări la Fierbinți nu mai aveam. Unde te duci, mă? La fotbal. Păi, 12 ore. Odată. 12 ore. Nu aveam cum. 12 ore. Nu s-a băgat niciun gol. Am ieșit. Nu s-a băgat niciun gol. Nu știu că mă tot cheamă ăștia. N-am ce vrei. Ce puteam să-i spun? Mă, să fac costum de ginere, că vreau să mai facem un conunt. Și... Acum ar fi mult. Niciun prieten. Bobo nu știa nimic. Eu nu știu dacă știa, dar el mă tot întreba. Bă, ia zi, mă, nu ieși tu pe acolo? Nu, ce să caut la nenorocirea aia de mine. Așa, le-am jucat de la bine, început. Bine. Vedeți care mă întreabă, dacă mă uit, o să zic, eu la... Ce, mă? Da, să-mi pun eu mască, uite-te la fața mea. Du-te, bă, de aici cu... Foarte bine. Stricăciunea aia de emisiune. Foarte bine, foarte bine. Toate prostiile. Să știi că e foarte bine pentru cei care mai sunt acum sub măști. Asta trebuie să spună. Acum se uită, practic, toți se uită. Da, toate măștile se uită la podcastul ăsta. Așa trebuie să fac, mă, uite, spune Iurga. Deci, practic, doar iubiții voștri au știut. Atât. Păi nu. Ați repetat cu ei rolurile? Ce să repet? Nu am repetat. Fără tine. Nu, asta o simțim, nu trebuie să repetăm. Da, mă auzea Ana că când prin casă, zicea, dar te rog eu frumos, du-te pe balcon, du-te undeva, mă, lasă-o, că uite copilul ăsta, cum își pune mâinile la urechi din cauza ta. Nu, și așa l-am traumatizat cu freza lui Dorel când mă vede, fuge de rupe pământul. Că nu mai stau la filmări să mă mai spăl. Zic, lasă, pun șapca în cap și acasă. Dorel ăsta pe care îl faci tu, vreau să spun că, uite, o să spun acum un secret pe care îl țin numai pentru mine, că e vorba de viața mea intimă. Dar eu am crezut că sunt singurul om de pe planeta Pământ care își trage pantalonii mai sus ca să râdă copiii de el. Și îmi trăgeam pantalonii mai sus, făceam uite-l pe tata. Și după aceea, că Dorel, uite, Dorel e tata. Da, Dorel e tata. Dorel e tata. Bă, ce simpatic e, da, e simpatic ca tata. Și după aceea trebuie să-i, nu, dar și eu sunt simpatic, nu numai Dorel. Da, și tu e simpatic tata, dar Dorel îl face mai bine. E, așa s-a tras atunci. Lozul l-am tras pe la bățul mai scurt. Te-a prins foarte bine, iar tu, Tinca, vreau să spun că la Sfierbinți, tu te duci către o franțuzoaică cochetă cu alunița. Anii 90, așa. Hai să o ducem în 30. Deci, 30, când văd alunița aia, se spune alunița, nu? Nu, e a mea, asta nu, de jos. Nu, aia, mai am una. Da, mai am una, mai da. Când e, aia, e clar, mă duce cu minte. Ce... Je t'aime, mon amplu. Știi, mă duc la... Mă duc... Da. Adică o franțuzoaică la Sfierbinți. Cum ar fi chestia asta? Da, e foarte... Ce-mi zici tu acum? Chiar e interesant, nu m-am gândit. Eu sunt franțuzoaică de acum. Iertați-mă, eu am un fix. Iertați-mă. Eu vreau să joc în la Sfierbinți și voi face tot posibil să joc în la Sfierbinți. Am și rolul. Am și rolul pregătit. Ai venit cu rolul tău. Profesorul de muzică. Da, n-a fost. Vin în sat, pe jos, că profesor sărac de muzică. Vin cu o servietă, cu un papion de la așa, știi cum își punea moga pe vremuri. Da. Pac, vin așa, facem... Bună ziua, sunt profesor de muzică. Uite, de Crăciun era foarte bună ideea. Facem un episod cu cenaclu Flacăra Fierbințului. Atât. Ați. Mă bucur foarte mult că noi punem aici... Nu știu ce n-a murit, cred că profesor de muzică a murit deja, dar eu cred că... De ce să stăm? De ce să stăm? Ce? Când putem foarte bine... Să mâncăm, nu. Să cântăm! Iar, mă? Păi ce cap! Iar! De capul meu! O, Doamne! Asta ce mai e? Ne-a omorât! Doamnelor și domnilor, nu uitați că astăzi avem un concert doar pentru voi!
Băi, Horia, tu știi cât m-am chinuit eu la nenorocirea asta de piesă și era și răcit și... Acum nu ești răcit, acum ești în... Atenție! Noi piesele este... astea nu le-am cântat de și lume, 4 multă. Luni. Eram singur în cușca aia, n-aveam niciun stres și așa mă uitam, zic, o lume ascultă. Băi, fii aici, fii I love you when you call me. E foarte simplă. Gândiți-vă, gândiți-vă, din nou casca, pentru că vorba aia fără cască nu ar... Ia. Doamne și domnilor, alături de Mihai și Tinca, doi cântăreți ai scenei noastre din viața de zi cu zi. I love you when you call me, señorita. Natale. I wish I could pretend I didn't need you. Oh, baby. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. In Miami, the air was hot from summer rays with dripping off me. How was it like you? Before I knew when you heard me. La la la. Sapphire moonlight, we dance for hours in the same tequila sunrise. My body feels right in my hands. La la la, I feel la la la. Și refrenul toată lumea. Doamne ajută. When you call me, señorita, I wish I could pretend I didn't need you. But every touch is ooh la la la, it's true la la la. Oh, I should be running. I wish I wasn't so damn hard to leave ya. But every touch is true la la la. It's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Băi, băi, iartă-mă, dar e senzațional. Tu vrei să ne bagi în pământ de tot? E senzațional. Acum credeam că mi-ai dat și mie o strofă. A fost pentru amândoi, că eu n-am, dacă mă lăsai singur, Paolo. Deci, voi sunteți senzaționali. Nu ne mai, nu. Sunt o gazdă neprimitoare, nu? Nu, foarte primitoare, dar nu ne mai lăudat. Nu. Mihai, Mihai, astăzi, ți se schimbă destinul. Zici? Nu găsesc nimic de râs în afirmația mea. Astăzi se schimbe destinul. Astăzi trebuie să arătăm lumii de ce suntem în stare. Da. Noi nu suntem oamenii care sunt acolo într-un serial care stă de 10 ani pe Prime Time la Pro TV. Noi suntem artiști. Ăștia. Iertați-mă, am bătut în masă și am strigat prea tare în microfon. Îmi cer scuze, patosul care m-a apucat. Ce vreți să beți? Am terminat cu astea? Poți să le pui deoparte, să le cânti copilor acasă. Da. Ce vrei să beți? Eu nu beau nimic, că trebuie să plec cu mașina de aici să mă duc să-i fac surpriză lui filmul cu vaccinul. un vin alb? Da. Sigur că da, sigur că I love you. Fii atent, ăsta e momentul sponsorului. Vine să dansez. Un, două, I love you when you call me. Băi, așa e, așa e aici. Cântăm, bem și cântăm. La 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 la, la la la. Atestion. La 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 la. Vrei nimic, dar o să-mi pun un vin am și eu, să nu te supezi? Vă rog. Vrei să-ți pun un vârf, să-ți dăm ceva? Da, da, da. Un vârf. Bineînțeles. Un vârf, doar un vârf. Atât. Lasă că beau eu mai puțin, dacă e. Iată, să-ți pregeri chestia asta. Horia, tu? Nu, oprește-o. Doamne, mă, termină, nu. Mersi. Îți văd ce înseamnă să ai. La mulți ani, încă 10 ani de la Sfirbinți! Doamne ajută! Să se deschidă sala palatului! Care toată lumea fie zgura aurită! Doamne ajută! Fie zgura aurită la sala palatului să fie zdruncinată! La la la. Da, noi să intrăm odată! La 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 la! Să ne bucurăm de lumea toată! Dar vezi că dacă ne mai zici că... Să intre cartofii prăjiți! La 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 la! Să ne mai dăm loviți. Sta la 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 la. Ierta. Nu. Nu nimic. S-a etalat. Nu nimic.
scuză-mă. Nu, e nicio problemă. Gata, 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 jucă metalate? Era prea mult. Scuză-mă, nu mai bine jucam închis pe tablă. A, ce? Remi. Ah. Băi, știi că la Remi când îți mă etalez, m-am etalat. Dar n-am jucat de mult Remi. Foarte. Da. Eu am jucat numai așa, în ultima vreme. Aici vă pun astea să da. Gustați. Am jucat numai șah. Da, păi adică... Mi-a tăiat unde... Asta e de nobil. Șah, uite, pentru nobil. Exact. Remi, table de... pentru... Terchea, berchea... Și mai am un prieten, Remi Marta. Colegul... Nice! Văr cu curzul vazie. Foarte! Capul meu, Remi Marta. Oh, la naiba! Tinca, da, nu te văd străină de muzică deloc? Păi nu, am încercat odată și nu mi-a ieșit. Și nu ți-a ieșit, doamna. Tot lumea insistă. Acum doar mă mâim, că nu scrie nimic aici. Astea nu sunt versuri, sunt doar alte. Vreau să-mi spui dacă în tinerețea ta revoluționară ai studiat vreo muzică. Ce? Gata, gata, l-am văzut, trebuie să-mi zici. Da, da. Nu, că ți s-a băgat în sân și eu sunt cu... Are unde să se ducă. Da. Așa, da. Ce lucruri muzicale ai făcut în copilărie? Pentru că la vocea ta pe care o ai acum, pe care și colegii mei au adus-o, au auzit o dată în plus, noi am mai făcut niște joint-uri cu Tinca la Berăria H. Mm-hmm. De la Horia H, bravo. Oh. Da, toate după numele meu, da, da. Baba Balaturi, de la Brânci. Așa? Eu cred că ai făcut ceva muzică în copilărie. Toată copilăria mea a fost o muzică. Taică-meu a fost tenor. Fratele-meu acordeonist. Adică n-am fost departe de muzică, de orice gen, în afară de un gen pe care nu-l ascult. Sper să nu-l ascult niciodată. Romanțe am ascultat și știu sute. Romanțe? Da, știi romanțe? Da, muzică populară am ascultat foarte multă. Toate... chefurile noastre de acasă, cu asta se terminau, cu acordeon, cu vioară pe străzi, cântând până... Să duci muștenile mai departe. Dacă nu-mi spui romanță, acum mor și cred că... Deci, mă puțin, domnul primar din Târgoviște, crizantema noastră e aici. Da. Acum pot să încep, că ți-am făcut introducerea. Nu, primul ce-mi vine în cap acum. A venit aseară mama, vin să tu cui de departe. Să mai vadă pe feciorul astăzi domn cu multă carte. Eu ziceam cu plin de carte. Bine, remajor. Se scutura autostrada firii în ziua când ne-am întâlnit. Plângea pădura și zefirii, plângea și lacul liniștit. Plângea pădura și zefirii, plângea și la liniștit. Așa, nu, ți-a câte vreodată la filmări romanță? Niciodată, jur. Noi serioși suntem acolo, nu, mergem să muncim, nu? Muncim. Aici am văzut un tenor și un acordeonist. Dar Mihai, te rog să nu mă minți. Ce? Să nu mă minți, să nu mă minți, da, cum era, mă? De ce mă minți, de ce mă minți? Să știi toată melodia, mă. Fie-mi de aici. Tu ai o apetență senzațională, da, către muzică. Dacă îmi spui că nimeni din familia ta n-a cântat, nu te cred și închem aici podcastul, fiecare merge acasă și terminăm, nici vinul nu-l terminăm. Eu îmi pare rău să zic, dar chiar n-a cântat nimeni în familia noastră. Atunci tu ești primul. Da, e foarte posibil. Da, nu, da, nu mi-aduc aminte să fi cântat, dar nu, sigur nu. Tu când ai început acum, fără tine, eu și Mihai Rădulescu și Ina, da, și Alex Bogdan au zis, a venit Pepe. Da, am vrut să-l limit și eu puțin pe Pepe. Tot acolo, tot... Nu, dar tu ești mai cald decât Pepe. Aici da, auzi, mi-am luat, n-am COVID, sunt ok. Nu, ești foarte bun. Eu nu cred că trebuie să-i fost ceva muzică pe la tine prin copilărie. Nu, eu ascultam multă muzică și ne cântam aici mea când eram mici, romanțe din cartea aia, 100 romanțe de, nu mai știu, Maria Tănase, parcă erau... carte cu coperta albastră, uh-huh, și cu scrisul verde. Am pierdut-o când am venit la facultate, am luat-o cu mine să azi, dacă fac un șpriț, nu mai știu versurile, deschid cartea și dă-i tată. Vreo fată vreodată în viața ta a fost atrasă de tine tocmai pentru că ai cântat romanțe? Păi, dar ce, eu le cântam romanțe? Nu cântam romanțe. Și... Cum? Eu cântam după ce auzeam așa, după ureche. Și tu niciodată n-ai folosit, n-ai utilizat muzica ca un instrument pentru atragerea unei fete? Păi când aveam 20 de ani, în 2000, să cântau romanțe, cred că dacă auzea vreun romanță, trebuia să cânti asta, NND, ce era atunci, Animal X, toate... 2, 3...
Ai cum știi că ai registrat? Încerc să spun acum că ai greșit. Ai greșit. Dar nu te la mine. Iubită mâine, mâine, mă lasă de la tine. Și că vină poate că ai plecat. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât dragostea ta. Nu vreau decât să fie a mea. Nu vreau decât să fie a mea. Nu pot să trăiesc. Nu pot să trăiesc. Păi nu că ne-am pregătit toți. Noi am avut-o și pe asta, dar am renunțat la ea. Edi a fost în Hârșova? Da. Și, și în alt loc, la Giurgeni. Giurgeni. Acolo am crescut. Și am zis, Edi, te duci la Giurgeni și la Hârșova și adun tot ce poți despre Mihai Wright Dragomir. Eu asta le știu versurile că a trebuit să le învăț la, pentru Mask Singer. Dar nu s-a... Dar n-a mai mers piesa. N-a mai mers piesa. Noi am înregistrat-o. Am tras-o, da. Băi, dacă... Eu aș fi vrut să mai stați. Aș fi vrut să mai stați, să fiți acolo, să... Dacă așa s-a hotărât. Destinul, ăsta e destinul. Dar eu cred că destinul și-a făcut treaba. Da. Pentru că altfel nu aveați momentul ăsta amândoi. Nu știu de ce amândoi, formidabil. Dede la munte și la mare. Danita și Dorel. Dede la Messinger. Nu știu cum naiba s-a întâmplat asta. Nu știu când s-a întâmplat asta. Dar noi ne-am prietenit foarte tare după acest proiect. Da. Noi nu aveam nicio relație cumva așa. Noi ne salutam, era pentru că voi nu filmați în scenă împreună. Nu foarte multe, da, foarte rar. Dar nu avem ceva. Dar ne vedeam, stăteam câte o zi în rulotă. Adică aveam ploturi diferite, dar ne vedeam. Nu l-am trimis pe Edi în rulotă. Aveți acces acolo. Da. Nu aveți. Acolo... Edi, ia-mi prendele din rulotă. Acolo sunt cele mai mari secrete. Acolo se discută tot felul de afaceri de nebuni. Nu se discută bine, nimic. Nu se întâmplă seama. Niciodată de afaceri de nebuni. Hai, bă, Mihai, deși este, e foarte modest în primul rând, la fel ca și personajul lui, da. Nebun, frumos, copilăresc și modest în primul rând. Da. Și eu cred că acum trebuie să mergem în în D minor. Cine? Da, așa. Nu știi tu de asta, lasă, tu da? Ești cu urechea. Nu am auzit că ești re minor. De care? D minor. Ce asta? Cine asta? Ah, o dans pe taru. Păi nu e el, e... Deci fiți atenți aici. Este vorba despre senzaționalul... O să încerc să-l Je ne pensais pas à départ. În franceză. Alain Dallon. Wa, 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 wa. Deci... Où est le cheval? Unde-i șavaletul? Șavaletul. Șavaletul. Dragii mei, Tinca, aș vrea să-ți prezint o voce senzațională. Daur. Pentru, eu nu l-am auzit niciodată cântând piesa asta. Cristal de boemă. Dar, cred eu, toată lumea abia așteaptă momentul când seara a coborit ca pasărea rănită. Yeah. Doamnelor și domnilor, nu m-am gândit la despărțire! Când zici tu când se intru. Zic eu. Alături de noi, introducere, mă. Mihai Wright Dragomir. Nu e un simplu actor. El este cântărețul de care sufletul nostru are atâta nevoie. Să facă și... 1, 2, 3 și seara a coborât ca pasărea rănită seara, întuneca încet încet privirea ta. Nu înțeleg ce s-a întâmplat, oare pentru ce fără un cuvânt pe un drum sub țăr tu ai plecat. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Acum când eu credeam mai mult în dragoste, iubirea mea nu-i frunză în vânt, nu-i nălucire. Cu tine eu doresc să-mi depân clipele. Nu m-am gândit, nu m-am gândit la despărțire. Dar dacă azi te-ai hotărât și vei pleca, eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și
mă, sunt trecător prin viața ta. Bravo! Asta e! Bam! Drop the mic! Băi, băi, dacă mai aud pe vreunul... Și am fost neantrenat, neîncălzit, nealea, ne nimic. Deci dacă mai aud pe vreunul, că zice de Mihai Wright... N-are bronz bine. Hmm? Mihai Wright Dragomir. Wright. 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 Right. Păi nu, că asta vreau să spun, că voi aveți de fapt niște numele provenient de provenție americană. Să vezi când mă îmbăt ce frumos când pe asta. Păi cum? Let in. Catherine, deci, Catherine. După 5 pahare de whisky, știi cum sună asta? Cristal, tată. Da, da, acum nici măcar n-ai pus buzițele. Nu, nu, nu. Nu, eu cred că... Deci, știi cum e? Deci iese holograma lui Dan Spătaru lângă mine și mă aplaudă, e așa. Bine, tată! Holograma, mă, e... Băiele, băiele! Să-mi spuneți când e telefonul, da? Da. Da, să-mi spuneți. Mai are puțin. Nu-i nimic? Pentru că noi nu stăm degeaba. Nu stăm degeaba. Iar. E momentul să... E rândul tău! Scuze, n-am vrut. Scuze. Am rugăminte. Eu am produs... Cântăm doar... Da, 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 doar din casă. Vă rog din suflet. Din casă, gata. Vă rog din suflet. Am o listă aici. Gata. Cu rândul nu face nimeni. Gata, domnul Spanciu. Din repertorul tău nu mi-e frică de nimic. Branco. Spanciu. Branco, nu Spanciu. Domnul Spanciu. Vă rog foarte mult. Eu mai vreau să mănânc de astea. Da. Iartă-mă. Unde? Ăsta e remulat, nu? Să știți că... Ce? De mult n-am mai... Senzație. Iar cartofi prăjiți parcă e gust pentru prima dată în viața mea. Tu l-ai iubit pe Dan Spătaru? L-ai cunoscut? Nu l-am cunoscut, dar îmi place foarte mult cum cântă. E extraordinar. Eu nu știu dacă la vremea aia mai era vreunul. Eu am o amintire una mică. Și arăta tot. Și bine de tot. Arăta și foarte bine. A avut... omul ăsta a umplut... săl de palat multe. Iar dincolo de asta, eram o dată la Panciu. Pe vremea eram doar prezentator, vreo 20 ceva de ani în urmă. Și îmi zice, Horia, intru acum și eu? Da, Nea Dane, atunci Nea Dane, după aceea peste câțiva ani, Dane, știi, deja eram familiar. Și la un moment dat am zis, da, sigur că, dar prezint acum. L-am prezentat și era puțin atipică scena și el n-a vrut să stea pe scenă. Pentru că simțea că e departe de oameni. S-a dus în mijlocul oamenilor, în mijlocul meselor și a tras un scaun, s-a suit pe scaun și după aceea tot a fost istoria, vorba aia. Deci avea niște, nu știu, piesele astea, unii le consideră facile, dar de fapt sunt atât de, intră efectiv ca aerul în plămân. Da. Ăsta este Dan. Și pentru asta eu cred că toată lumea de aici, inclusiv colegii mei, todos muchachitos, eu cred că toți dorim să ascultăm o chestie importantă. Adică, fără această piesă cântată de toți, noi nu am fi aici. Nu am fi fost aici. Îmi pare foarte rău. Doamnelor și doamnilor! E vorba despre celebra piesă care a ridicat Săl de Palat. După Săl de Palat... Dă-mi Boierule Nevasta. Nu e asta. Oh-ha! Hai că a luat-o! Hai că a luat-o! Din Miminor! Aha! Tot ce-a fost în viața mea odată voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând povară clipa despărțirii. N-am să-ți cer ce nu-mi poți sta vreodată. N-am să-ți cer iubire. No! N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Și toată lumea! Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile.
stea curată. Așa te vreau și nevinovată. Voi spera mereu într-o iubire cum n-a fost vreodată. Niciodată. Gândul că mă vei respinge iară, gândul mă înfioară. Lasă-mi doar prietenia care glasul meu cheamă. El todo el mundo, everybody. Drumurile noastre toate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Drumurile noastre toate, oh, baby, atât s-a putut. Oh, Dumnezeule. Bun. Oh, Dumnezeule, vă rog frumos. Ui, care urmează aia? Afară e întuneric. Aprind lumina în casă. Ce? Aia cum aprind lumina în casă. Vă rog frumos să luați de aici. Iordache și Dinică, nu-mi trebuie că nu transpir, domnule, așa de ușor. Noi care... Noi care punem... Noi care punem și mai mult patos. Da, da, eu sunt mai rece. Doamne și domnilor, trebuie să fie dat tare, să cu tare. Da, mi-ai dat tare? Și-o apăs pe el. Mi l-ai dat tare? Uite-le la când n-a sens. Am rugăminte, dragă Mihai. Da. Cher Mihai. Spuneți. Dear Michael. Yeah. Cher Michel. Wow. Caro Michele. Eh, si. Apasă play. Apasă play. Da, ați găsit-o pe asta care... L-am închis. Da. Bun. Da. Asta a fost un play tip Mihai. Eu am 8-8-0. N-am de ăsta și 8-8-8-0. Dă-i tu mai tare că... Perfect, atenție. Atenție, va trebui să facem liniște total, pentru că mesajul acesta a fost dat cu deosebit de multă sensibilitate. Să vedem și-l pun aici ca să se audă ceva. Dar să te uiți peste el. Da. Măi, Mișu, cu siguranță nu cred că te așteptai să fiu chiar eu în filmuleț, dar ce să vezi, surpriză. Mă știi tu, ador să mă filmez singura. Știu că și ți-e place la nebunie treaba asta. Te salut cu drag, vă salut cu drag. De-abia aștept să văd podcastul. Și în altă ordine de idei, mă bucur că am fost prezentă în public într-una din seriile în care ai concurat pentru trofeul Vocea României. Mărturisesc că mi-ar fi plăcut să fi fost prezentă chiar în seara în care s-a întâmplat nenorocirea. Știi tu, evenimentul ăla nefericit în care nenorocirea, mersi mult de tot. Un vers, două, o strofă întreagă. Dar totodată e înregistrat, așa că pot să revăd oricând. Nu ca să mă bucur, ci ca să văd că se poate întâmpla oricui. N-ai uita și tu vreodată în viața ta în ca replicile la teatru. Și vă pupă. Fai de capul meu. Și ce să zic, să aveți un podcast frumos. Da, mulțumim frumos. Foarte drăguță. Foarte drăguță. Da, mai tare un pic. Mai tare. Mulțumesc pentru telefonul verde. Foarte frumos. Acum telefonul verde. O colegă de bază, de nădejde. Ea te iubește necondiționat. Mulțumim frumos, Anca Dumitra. Vreau să spun un singur lucru. Da. Și aș vrea să discutăm această problemă. Spuneți. Consideră că eu în momentul de față sunt psihoterapeutul tău muzical. Mulțumesc publicului care remarcă această remarcă. Spuneți. Eram în urmă cu câteva luni. Cristi, la chitară sau unde ăsta de melancolie blegoasă. Eram în urmă cu câteva luni. Da. Și ne-au chemat să cântăm la Suceava. Era un eveniment caritabil. Iată, deja trupeții mei își aduc aminte. Și la un dat am cântat, ne-am zbenguit, toată lumea mulțumită, ca de obicei. Și am zis, m-am întors către copii și zic, băi, hai un do major, vă rog mult. Piesa mea, pe care, cum să spun, o consider autograful meu muzical, să spun așa, e Sinatra și eu. Me and Sinatra. Da. Piesa asta, My Way, da, de când am început să o cânt, nu mi-a trebuit niciodată prompter, nu mi-a trebuit niciodată, băi, vezi că să nu uit cuvintele. Niciodată. Dar implacabil, Mihai. Ai uitat versurile.
anul de și jumătate de pandemie fără concerte mi-a secătuit circumvoluțiunile de pe Cerebex Cerebel. S-a dus. S-a șters capul. Și l-am dat, am zis așa, zic, hai copii, my way. Eu am încrezător în mine și în facultățile mele mentale. Și am făcut așa, am luat microfonul. Piesa de căpătâi. Doamne și domnilor, am băgat introducere. Doamne, ar vrea să vă dedic ceva special din suflet. Și am început. And now... Nu, n-ai cum. Nu cred. Doamne, ferește. Sfârșitul e aproape. Știi cum a terminat? Mare ticălul ăsta ai făcut, Cristiane, păi nu te-ai prins eu. Foarte bun. Deci asta... Nu ți-a venit să faci așa cu sala? Nu, că ei erau vrăjiți. Erau vrăjiți de mine și eu am zis... Cred că era singura chestie prin care puteai să te scoți. Și am zis așa. Și e una dintre motivațiile pentru că am început acest podcast. Bă, frate, dacă eu nu mă refulez, nu mă descarc, nu mă nebunesc cu melodii, e adevărat că majoritatea melodiile sunt cântate pentru invitații mei. Da. Adică eu n-am cântat niciodată Seniorita, dar cu voi am mai pigulit-o puțin, știi? Asta e viața. Nu am cântat niciodată fără tine, fără, nu am cântat. Dar în momentul de față, dacă nu descarc, s-ar putea să uit. Da, sau se întorc asupra ta. Adică și s-au scos din sistem. Știi care e chestia? Dar problema e că noi, publicul nu s-a prins, pentru că experiența, mica mea experiență, da, de cântocios, a disimulat mare. Așa. Emoție. Ai băgat lacrima? Ai dat lacrima. Mamă! Și a trebuit să, nu știu, în mintea mea rotițele să se învârtă, să facă ceva. A murit. Acum mi-a auzit. Nu pot. Băi, opriți-vă, nu pot. Chiar băi, nu pot să o fac. Mihai, mamă. Deci, eu nu știam, jur. Eu nu știam. Pe vremea respectivă eram la X Factor. Da. Dar nu asta a fost o problemă. Și am auzit că ești acolo. M-a întrebat cineva, ce crezi, Mihai, are voce? Sigur că da. A reușit să cânte o melodie. A întors scaunele? Da. A reușit să cânte o melodie? Da. Atunci ce probleme aveți? Mihai are voce. Cea mai mare cheie la concursuri de genul ăsta este alegerea melodiei. Okay. Pentru asta eu trebuie să uit de mine ca antrenor, iar prioritatea mea principală ca alegere să fii tu. Da. Am vrut să-ți povestesc acest moment, nu pentru a mă face eu de rahat. Da, ca să mă faci pe mine să uit de momentul meu. Dar vreau să spun trec peste. Am trecut. Că tu... Eu nici, uite, deci diferența între mine și tine a fost următoarea. Eu, and now, tu. Eu am început cu na. Tu cu na. S-a scos, da. Na. Și m-am scos, mă, că am avut blanc, zici că trebuie să ne la Heblu, a fost așa, întuneric. Hei, lumina! A stat toată ziua cu căștile în urechi, pe piesa. Toată ziua? Da, toată ziua. De când am ajuns acolo, de la repetiții, la șnuri, la tot, cu aia. Și când am ajuns muzică și eram cu... Deci piesa asta a compus-o unul Frankie Valli. Da, știu. Frankie Valli și Jersey Boys, musical, yes, de da. Nebunie s-a maximă. S-a cântat în 11.000 de variante. S-a cântat în 11.000 de variante și de vreau să... Trebuia să fie punk ceva acolo. A fost... Dar n-am... A fost blank. Mi-a plăcea varianta punk, dar nu s-a... Da, a fost blank, da. Da, a fost punk și s-a făcut blank, da. A făcut blank punk! E bine, dragii mei, istoria... Consemnează astăzi. Nu cred. Doamne, dar are pus în... Vezi cum are pus în altă. Dar nu vreau să mă joace în picioare. Istoria se joacă astăzi, alături de noi. Păi așa putea. Nu o să fii singur, o să fii cu noi. Stai că ce... Nu se uită versurile la așa ceva. Astăzi, de azi înainte, Mihai nu va mai uita niciun vers niciodată. El va fi omul la care trebuie să apelați atunci când voi uitați ceva. Doamne și domnilor, dăm timp înapoi. Era în 1900. Pauză. 2017. 2015 a fost. 2015, da. Suntem în anul 2015. Septembrie luni 2015. Pe scena de la Vocea României apare o vedetă. Care nu o vedetă, de... o voce, un om, un spectacol. Domnule și domnilor, noi pe lângă tine, noi suntem backing-ul tău, iar tu ești Frankie Valli, yes, al nostru. Când încep? Acum. You're just too good to be true. Oh, baby. Can't take my eyes off of you. Oh, baby.
You'd be like heaven to touch. Heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I sin. There's nothing else to compare. No, baby. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, oh, I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. 1, 2, 3, 4. Ta-ra, 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 ta-ra. Ce eram așa de greu atunci? De ce nu mi-a pus, mă, prompter? Să știi că se întâmplă anumite concursuri de muzică în care se spune prompter. Pentru că, până la urmă, producătorul vrea să fie perfect în momentul. Păi, da, la Vocea României, în anii respectiv, nu se punea niciun fel de prompter. Și de fiecare dată, ce, băi, trebuie să înveți versurile. Nu s-a pus și niciodată. Noi, și pe noi ne întreabă lumea, cum învățați asta? Voi aveți prompter. Nu există așa ceva. Noi n-am văzut un prompter vreodată la fierbință. Sau... Totul este învățat, totul este... Dar eu cred că e mai corect fără, adică... Scuze-mă, Tinca, ai adus din nou, apropo de Las Fericit pentru cum vrei, profesor de muzică, termină. Gata, uite, o să scriu un episod. Terminați. Nu gata cu apropourile ca eu să fiu profesor la Căminul Cultural din Las Fericit. Gata. Văd că apare acum în sezonul 20 un episod în care vine profesorul de muzică. Nu mai, terminați. Vâncică, stai potolit. Mimi, tu la fel. Băi, ce Dumnezeu. Mimi Brănescu. Uite-te în ochii mei. Și te uiți în ochii mei, la 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 la. Poți să scrii de mine ce vrei, la 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 la. Băi, în sfârșit. Mulțumesc, dragostea mea. Draga mea, am pentru tine un mesaj. Da. De la un tânăr. Da, da. Te rupe, păi, fii atent. Te rupe. Eu am sunetul mai bun. Da. Eu n-am telefonul lui Neamțul. Nu, era vorba de sunet acolo. Era poftim. Vorba de cum apasă, s-a ia telefonul. Ține-l aproape de piept. Hai să mă gândesc, pe cine? Cine e ăsta cu masca? Mă, fantoma de la operă, cine să fie? Adinaur! Da, apasă pe... La din Inima ta mă joacă așa, ba nu, ba da, ba da, ba da, ba da, ba nu, mă pune pe foc și eu nu prea. Nu mă jucă, ba nu, ba da, ba da, ba nu, ba nu, ba da, dar ăsta nu-i joc, dar eu aș vrea să joc, să mă joc de-a...
și de a și de a chiki 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 și de a bu 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 au. Știți voi ce vreau să vă spun? Că mi-e dor de voi și că mi-e dor să jucăm împreună, să fim pe aceeași scenă, să cântăm, să dansăm. Vă pup și vă îmbrățișez pe amândoi. Mai mult pe Rozia mea. Ce drăguț. Spune și urmăritorilor noștri, cine e Rozi și cine e el în primul rând? Te rog frumos să descrii acest nou, nu știu cine, te rog frumos tu să spui. Tu știi, spectatorii nu știu. Rozi este un personaj. Un personaj. Un personaj. Și Bill, cum ar veni, este personajul pe care îl interpretează Adi Noor în spectacolul Mamma Mia. Mamma Mia, da? Da. N-ai tu treabă, Mihai. Dă-i drumul, zi, acum. Jurnaliștii care fricțiuni între actorii de la Sierbinți. Disensiuni inabordabile. Cum e? Deci despre Adi Noor, zi. Nu, zi, nu se bagă la Adi Noor. Despre Adi Noor ce pot să zic? Așa. Este singurul el este actor, cântăreț, artist, așa, singurul artist pe care nu l-am auzit niciodată și tu faci parte din această categorie ca să nu te cumva supăr, care nu a greșit nici măcar o notă cântată. Că e meseriaș. Nu a falsat. Ce zic eu? Ce, când l-am auzit eu? Și l-am auzit și live, l-am auzit și în spectacole, l-am auzit și, bine, înregistrat nu se pune, dar mi se pare că el este singurul om pe care l-am auzit de vreodată, care a cântat perfect totul. În ce musical ai cântat cu el? Ai jucat alături de el? În Mamma Mia. Așa. Și în My Fair Lady. Și ai cu văzut? Tine de altfel. Ce da. Nu, eu vorbesc, gata. Da, și dacă ești la noi cu noi la masă acum, joc, gata, da. Anul viitor, nu, sala palatului. Gata, nu mai. Viața ta, Ghetili de fotbal. Și hai, tot. Băi, vreau să vă spun că ești perfectă ca... Scuze că am făcut așa o paranteză, dar cum a cântat și ce a făcut acolo, cum a bătut joc de mine acum, deci este minunat, este genial. Oricând poți să-ți bagi joc în dragoste, adică să-ți bagi joc cu dragoste, poți să-l faci. Măi, că-i bagi șoșoiul în casă acum, ce-i? Nu-i bag șoșoiul, îi bag niște versuri. Niște versuri, eu am un bărbat foarte deștept și înțelept. Sunt doar pentru tine. Ce? Tantana! Română! Română! Doamne și domnilor, din ce, mă? Din Mi major! Doriți și cu mișcare? Nu... Spectacolul? Doriți și cu mișcare? Ce? Și cu mișcare? Doriți? Nu mișcare, că Laur totuși are o limită. Această piesă, doamnelor și domnilor, este din Mamma Mia. Musicalul care sperăm să apară în primăvară la sala Palatului. Dar până atunci, sigur că da, dar până atunci vreau să vă spun că în acest Mamma Mia există Rozi și Bill. Doi oameni care se cunosc pe insulă. Un e și o ea, care simt iubirea aceea de care știți foarte bine ce vorbesc. Iar acum, ei amândoi, eu sunt Bill. Încerc să-l fac pe Noor. Încerc, pentru că nu pot știa că vreau reuși. Dar este Rozi al lui Bill și melodia sună așa. One, two, cât te răzgândești și vrei să-mi vorbești. Da, da. Baby, nu clipi. Da, da, da. Te găsesc să știi. Dacă vrei confortul meu să te liniștești. Ce să mă liniștești? Dacă vrei ca eu să ascult și tu să vorbești. Încerc să fac tic, încerc, Rozi. Și la gânduri fel de fel. Baby, nu clipi. Nu clipesc. Te găsesc să știi. Și mă voi furta frumos, mă voi conforma. Dacă ai dubii, să stăm pe bancă. Ce bine împreună. O, da. Mergem la concerte. Păi n-avem bilete. Și ne distrăm în luna. Știi ce vreau să-ți fac? Aș vrea să mă vrei și tu. Să-ți dai, să-mi dau sufletul. E magic. Te văd când ești un pic. Mi-e teamă să mă implic. Și așa când te răzgândești.
să-mi vorbești. Baby, nu clipi, te găsesc să știi. Dacă vrei confortul meu să te liniștești, da. Dacă vrei ca eu să spun și tu să vorbești. Când e singur Uite ce prost am fost că n-am fost niciodată la spectacole de musical care s-au ținut la... N-am fost. Niciodată. Nici măcar când a jucat Neamțu, că făceam improvizație. Neamțu a jucat în My Fair Lady. Nici pe ăla n-am văzut. Cu 5-4-5 ani. Da. N-am văzut niciunul, mă, niciuna de... Bivol. Bivol. Bivol e Neamțu? Nu, eu. Bivol, că n-am fost la... Fii atent aici, Neamțu. O mică perlă din My Fair Lady. Prietene, ești mare. Ai spus tu că o vei face și ți-a reușit. Eu n-am crezut o clipă, că-ți va ieși. Lucrarea, iată, ți-a ieșit. Zicea Higgins asta. Meriți o medalie și titlu de cavaler. A fost simplu. A, nu, eu ziceam. Asta zicea Higgins. A fost simplu, foarte simplu. Mă rog, stai cea mai la 3 ore. Cred că de-aia n-am venit. Uite, e cu pauză. E cu pauză după o oră jumate? Da. Deci aveam două reprize de somn cu o pauză de un sfert de oră între ele. Da, mă neliniștit că Tony Greco, pe vremuri când eram noi mai tineri și făceam spectacole de 4 ore și ceva la Sala Palatului, țin minte și acum, nu putem să uităm, la un dat, după 2 ore de spectacol, și spectacolul continuă, la care Tony în mijlocul rândului aici... Tony, ce s-a întâmplat? Și ții minte și acum, n-am zis niciodată, când am zis, am o problemă. Ce problemă ai? Stai că ajung la tine. Și m-am dus direct peste oameni, mi-am făcut loc printre scaune și m-am dus vreo 20 de metri peste rânduri ca să ajung la el. Și mi-a zis, uite ce, stau aici de 2 ore. Și când am plecat de acasă am băut vreo 4 beri. Și mă prefac că îmi place. Bine, dacă ar fi fost pusă remarca asta de altcineva, ar fi fost total alt exemplu, știi? Da. Dar vreau să spun că pentru mine spectacolul ăsta de musical este formidabil și mă bucur foarte mult că se întâmplă și că se va întâmpla. Aș vrea să dea subscribe toți cei care îl vor înapoi pe Mihai la Vocea României. Nu. Și pe Tinca la Mamma Mia. Da. Vă rog frumos să dați subscribe. Eu. Și pentru că noi suntem pregătiți pentru restaurante. Doamă, ce aia are, da, bănesc că nu sunt acolo. Toate. Asta cu versuri lungi. Fii atent aici. Știi care e diferența între cârciumă și podcastul meu? Cânti cât vrei, cât... Dar după cât am văzut eu, tu vrei să citești toate strofele. Fii atent cum ești tu acum. Nu. Așa deci ești tu. Eu că am citit mai devreme asta la Dan Spătar, pe unde să lași asta să o întrerup la jumătate? Mihai, el nu știe ce face. Deci. Nu începe să ne placă și când se deschide Sala Palatului, o să concureze cu noi și o să ne batem pe datele de la Sala Palatului. Fii atent aici. Tu fă-ne, dă-ne, Michael, dă-ne. Michael, alright, in concert. Lumea ne vede cântând, ne vrea. Catherine led in. Ne vrea și ne cere. Ce și atunci... noroc a venit pandemia când făceam taraf. Dragul meu, 40 de ani. Eu sunt impresar, băieții sunt aici, la ce strie de traf? Suntem aici cu tine. Da. Lui, singur. Nu cred, mă. Uite exact ce vorbeam de taraf, mă, zici că ai știut. Băi, ce-mi place mie de taraful de la Vărbilău. Doamne și domnilor? Ah, tanti Mioara. Dragii mei, o melodie pe care numai Mihai,
Că numai Mihai putea să-i dea viață, noi nu. Dar ți-ai să-mi dai de-astea de merg la whisky, bă, și la... Bine, merg și la vin, dar când bei... Vrei să dau puțin whisky? Nu, 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 mă, că conduc după asta. Lasă-mă, da, că după aia o să mă cert cu aia, că o să uit că am băut și o să zic că... Dar stai aici, dar mă, stai aici, mă, stai, dorme aici, stai aici. Sunt aproape dacă n-avem... Lasă că facem unul tet-a-tet. Auzi, nu vrei tet-a-că? Ce? Tet-a-că. Tet-a-că. Așa, mă. Doamne și domnilor, the rain is beating outside. Bate ploaia în jaluzele! Pentru așa când zic eu? 1, 2, 3 și... Bate ploaia în jaluzele și se aude pic, pic, pic. Dar gurane, vestimele, nu se oprește niciun pic. Bate ploaia în jaluzele și se aude pic, pic, pic. Dar gurane, vestimele, nu se oprește niciun pic. Însă ploaia se oprește, dar nevasta când pornește, îți vorbește, îți zăbrește, nu se oprește niciun pic. Păi dă-i cu sfatul, cu învățatul și bărbatul stă ghitit. Toată viața, fleanca, fleanca, devii muncetic. Păi căsnicie, căsnicie, firai tu să fii închis în colivie. M-ai mâncat, m-ai ofticat, zilele din mine le-ai luat. Băi, genial, băi, ești genial. E bine, îmi place asta, băi. Doamne, ce-mi place. Băi, dar dacă tu... I-am avut la nuntă. Lasă fie de aici ce spun. Distruiești de nuntă, dar vreau să spun un lucru. Când tu începi să cânti, nu vorbim să... Cu Tinca am cântat. Da. Știu că îi place, se implică, ajută. Tinca este o femeie care ajută, un artist care ajută. Eu trebuie să fiu ajutat. Simțim cu... De-aia suntem aici pentru tine și Tinca a zis... Mă, sacrific, vin pentru Mihai. Nu vin. Ce dacă am fost dragon, dromader, tot timpul vine să zic. Da. Ce dacă am fost dromader, unul gen, mă interesează. Dar pentru Mihai vin. Deci, da. tu când stai așa de vorbă, bă, asta e viața, e? Dar cum auzi? 1, 2, 3 și... Învii, te schimbi, te transformă. Deci tu, soarele răsare, e Mihai al meu mare. Are o față cât o... Iartă-mă! Fii atent aici! Place! Fii atent aici! Da! Las fierbinți! Da! Vom mai ține încă 10 ani! Doamne ajută! Ai auzit? Stai mă că am relații la Neti Sandu! Stai, am vorbit! Am făcut asta! A zis Neti? Absolut! Și se termină! Da! Tu acum, tu te pregătești pentru că se termină peste 10 ani Las fierbinți! Peste 10 ani o să am 50. E adevărat că o să insiste să filmeze la serial pentru că profesorul de muzică va fi cheia acestui serial la un moment dat. Deci tu trebuie să-ți faci acum chestia asta. Iată-te aici. Cele mai multe lucruri, cele mai multe mișto proiecte, eu cred că acum trebuie să le facem. Da. Și din când în când. Începe așa. Îți dau un șunie. Da. Bună seara, stimați colegilor. Astăzi, alături de noi, alături de taraful meu, Michael Ray Bent, o invit aici pe prietena mea, Tincuța. Bună, Tincuța! Bună, Horia! Mă bucur foarte mult că te-am găsit! Oh, ce frumos e la voi! Stai așa! Da! Tincuța vrea să vină și Brenciu! Dar lui Dal și Vale mândră, mândră până moare, măi Tinca, tinca până foare. Dar lui Dal și Vale măi nu știu de ce se sirva la lunță. Tu și dansezi? Nu dansez, mamă, știi cum sunt? Praf! Praf, extraordinar. Praf. Terminat. Nu există așa la ceva. Astea, la hore, sârbe, da? Eu fug. Rup. Perfect, perfect. Fug la propriu, okay. Dacă mai pus un hore, o să stai pe scenă. O să stai pe scenă, cânti,
Nu mă bag între voi pentru că vă voi strica, Doamne, hora, dar voi dansa, simțiți-vă bine, asta zonă. Doamne, asta. Bun, am făcut și peste 10 ani, am făcut ce faci acum. Stai că acum facem planul. Da, da, da. Să dea subscribe toți cei care au jucat o horă în viața lor. N-am alea la mine când e vorba de dans. Eu cred că toată familia trebuie antrenată în chestia asta. Toți trebuie să știe, toți de calitățile noastre. Alexandru, ei cânta vreodată? Da, ce Alexandru, când? Când, nu mai știu, când era mic, la vreun an, așa să-l liniștesc, îi cântam, nu mai știu, parcă galben, nu. Galbenă gutui. La căsuța albă, sunt atâtea flori la ferești, dar cea mai frumoasă floare ce mi-apare tu ești. Cât îmi ești de dragă, vă las cu ei și vine mai târziu. Știe numai inima mea. Da, versurile nu mai știu. S-a dus la valiera, ea s-a fărmat. Puteam să spun și altfel că s-a făcut. Deci, vezi, o doamnă de 86 de ani, fana mea numărul 1 în public. Deci acum și-a aruncat portjartierul. Făci! E în văzduh? Eu cred că era portar, mă, dar nu asta contează. Fii de aici. Eu te întreb un singur lucru, pentru că am fost la spectacolele tale de stand-up comedy. Și pentru că voi ați făcut... Deci ce s-a întâmplat, ca să înțelegi? La Sala Palatului, prima dată, în anii 90, în anii 2000, era Bănică. După ce am venit eu. Așa? Scuză-mă. Așa. Și lovitura de grație. Stand-up Sala Palatului. Stand-up Sala Palatului. Patru derbedei. Da. Pot să mă explic. Patru derbedei. Nu suntem niște lorji. Lorji nu e lorji. Domnul Bobo. Da. Domnul Mihai. Domnul Vâncică Diță și Vâncică. Da. Deci toți patru, deci patru cavaleri v-ați dus acolo. Da. Spune-mi, care e diferența, din punctul tău de vedere, între club și Sala Palatului? Și care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui loc? Cred că e mult mai frumos în club, pentru că ai publicul mult mai aproape. Așa. Și îți transmite mult mai ușor... Feedback-ul e mult mai aproape, da, pentru că la Sala Palatului ai dat gluma, a râs partea asta primele 20 de rânduri. Așa. Băi, și auzi că aia a fost făcută pentru congres, să se audă. Și se pleacă râsul de aici și trebuie să aștepți să dai următoarea, că dacă o dai, îți se încalecă și se aude. Păi nu faci așa. Pui panta, da. Bei apă, bei până apă, se întoarce... Gata, ați terminat? Da, ok, următoare. Da, e o senzație. Bine, și când se rupe sala la final, că ei, nu știu, aplauză, cred că din complezență, la mine unul, la final. Am fost Miharai și toată lumea și zic, măcar acum. Nu, glumesc. Ce vorbești, am râs, dar nu... Bă, e un sentiment foarte... Nu știu, e înălțător, ca să zic așa, ai 5.000 de oameni în față sau cât sunt 4.000. 4.000. E extraordinar. 4.160. Dar îmi place mai mult în club. Am fost în club la tine. Da, am fost în club mai la tine. Mai intim. De... E sigur, mai intim. Poți să... Interacționez cu... Și da, poți să cap și o chestie de ochiată câteodată. Merge și la Sala Palatului, eu nu m-am cenzurat niciodată. Da, știu, am văzut. Așa de și, da, cum da, ziceam, așa... Dar atmosfera din club, și noi, de exemplu, în club avem o senzație, dar acolo, la Sala Palatului, la noi diferența când am jucat la Multiplex acolo, My Fair Lady, și 400 de oameni aplaudau și ha-ha, și trebuie să-l tau la fiecare glumă, că și My Fair Lady sunt glume, ca să vezi. Foarte bune. Foarte bune. Dar când ne-am dus la Sala Palatului și am făcut același glumă, uite așa a venit din partea publicului. Sau, păi de ce? Când am repetat noi... 400 de oameni 400 la 4 versus 4.000. Când am repetat noi la Mama Mia, într-o sală... Da, mare, nu pot să zic că e foarte mică. Și când ne-am mutat la Sala Palatului pentru repetiții, pentru generale, ce mi s-a zis din spate? Dacă nu te miști, nu știe lumea cine vorbește. Da, concret. Și e cu totul alt spectacol. Ai făcut mișcarea și ai zis replica. Trebuie să exagerezi absolut totul la Sala Palatului vis-a-vis de spectacole. Da, da.
Să te vadă și aia de la cucamă căii de sus din fundul sălii. Eu vreau să spun că tu ești dintre noi, dintre noi aici, tu ești stand-up-ul, comediantul. Eu, personal, niciodată, dacă tu spui acum un banc, mâine luit. Și niciodată n-am pus să spun bancuri. Efectiv, n-am putut să spun chestia asta. Nu știu, nu spun bancuri pentru că le uit, nu știu. Adică am vreo două, trei bancuri pe care le țin minte. Vreau să ne spun unul singur și cu siguranță... Ți-l zic pe ăla, dar l-am zis și la Bobo, că ăla e singurul banc pe care știu. Ăla e singurul? Ăla cu curcuduș. Banc Bobonoares, dar pentru că el nu are chef de bancuri. El e omul... Da, nu, are... Uite, ăsta e publicul tău. Da. Te rog să spui bancul cu... Corcoduș. Da, când treia copii să... Chiar de aici. Din clasa a treia. Din clasa a treia, da. Perfect. Că n-aveai voie altfel pe timpul lui Ceaușescu, nu erau de-astea cum sunt acum, mișto. Deci, să zicem, bă, au avut copii la școală, bă, ce prost sunt. Deci, au avut copii la școală, temă să se deghizeze în copaci, flori și toate alea. A venit unul în crizantemă, unul în cais, unul a venit bulă, cu o țeavă de duș înfiptă în cur. Bună, tu ce ești, bă? Curcuduș. Mie mi s-a părut tot timpul abuzat. În ce? În corcoduș! Curcuduș, mă. Curcuduș, da. Să dea subscribe toți cei care s-au suit vreodată în corcoduș și au simțit acest banc din plin. Hai de cap! Pardon. Hey! Doamnă și domnilor! Ne pregătim pentru botezul Lady. Și cântăm în felul următor. Adelo. Imediat vine tonalitatea, șeful vine. Tac, poate nu. Este în fa minor. Ce a făcut? Parla più piano. Vine. Apari, seniorita, în parc pensera, urg în juruți petale de crin. Ai în ochi patim dulci și luciri de păcat și ai trupul de șarpe felin. Gura ta e un poem de nebune dorinți, tăi un tezaur sublim. Ești un demon din vis care tulburi și minți, dar ai zâmbetul de heruvi. Todos! Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Câți au plâns nebun după tine și câți au murit? Vreau să-mi dai gura-ți dulce zaraza, să mă îmbete mereu de a ta sărutare, zaraza. Vreau să mor și eu. Ritornelo! Ești un demon din vis care tulbură minți, dar și zâmbetul de heruvim. Vreau să-mi spui, frumoasă zaraza, cine te-a iubit? Cât au fost nebun după tine și cât ți-au murit? Vreau să-mi dai gura-ți dulce zaraza, să mă mânc de dracu arbaș de a ta sărutare zaraza. Vreau să Deci, eu mă bucur foarte... Cristian Vasile, de fapt iubesc femeia asta, era Zavaidoc, parcă era. Cine făcea? Era o perioadă atunci, deci ca să înțelegeți, era o perioadă în anii 30. Dar semăna cu asta, cu iubesc femeia, nu? Iubesc femeia de dor nebună, femeia... Dar și pe aceea o pers ca vara, îmbrățișarea ei mă bagă pe loc.
deopotrivele noi. No, 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 no. Eu nu mai dans să fie acolo. No, 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 no. Eu cred că amândoi sunteți foarte talentați, dar am intrat pe contul tău de Instagram. Da. Și am văzut acolo niște... Da. Bă, cu, deci, de, pe plaja la Corbu, deci era și locația, a spus acolo. Plaja la Corbu, sălbatică plaja la Corbu, cu... Cum e la băutură? Aperol Spritz. Așa, văd că se aduce aminte perfect. Dar n-am de ce să nu-mi aduc aminte, fiindcă este... Cu cine erai la Aperol Spritz? Eu din Europa fac cel mai bun Aperol Spritz. Deci din toată Europa eu fac cel mai bun. Să beți amărala aia, nu înțeleg. Dar nu e amărala, mă, că zi ingredientul care strică amărala. Adică schimbă amărala. Prea, dacă pui prosecco prea mult, nu se pune. El știu să-l fac. Eu din mână îl simt. Gâl-gâl-gâl. Deci nu trebuie să... Vezi, nu, cu măsurătoare, cu gheață, cu măsura. E gâl-gâl-gâl. E din mână, e din coanie de aici. Trei gâl-gâl-gâluri, la trei gâl-gâluri te-ai oprit. Eram cu fetele. Nu faci gâl-gâl-gâl-gâl-gâl-gâl. Erai cu fetele. Și cine a făcut fotografia? Pentru că... Tu ai făcut fotografia? Da, eu am făcut fotografia și mi se vedeau doar picioarele. Laura, de ce ai aflat acum tot? Totul e în regulă? Nu, nu, n-am nicio treabă. El m-a trimis, da, să vă, să vă spun și cum m-a trimis, yeah. Că nici eu nu știam. Yeah. Deci noi eram certați cu Laura... Am froasat. Suntem de 10 ani împreună, Laura a ridicat de 10 ori tonul la mine. Adică să fim clar. 10 ori. De 10 ori. Nu, pentru că fiate cum le-a numărat de 10 ori. Da, fiindcă și zic că da, că ții minte tot că cum de ce le numeri? Fiindcă sunt foarte puține și normal că le știu. Adică așa, două ca să zic. A tu ai ridicat la el. 10 ani. Așa. Și a ridicat, în fine. Și ceva, bineînțeles că mie nu convine. El n-are nicio pretenție, el n-are nicio față de mine, nu mi s-a plâns niciodată nimic, cu nimic. Eu sa aia care. Și eu eram supărată pe el, vreo 3 zile n-am vorbit cu el. Eu știind că urmează să mă văd cu fetele la Corbu. Noi sunt la Costinești în vară. Zic, Doamne, cum să mă duc? Cum să încep vorba? Că tot eu nu vorbesc cu el. Adică tu vrei să te împaci deja. Tu vrei dar nu știam cum să încep. Aha. El știa că urmează ziua. Deci nu pot să explic ce bărbat am. Și zice, eu conduceam de 2 luni. Și zice, vezi că o să... Așa, nitam, vezi că o să trebuiască să o iei pe autostradă, fiindcă nu pot să intre prin Constanța, pe autostradă, da? Ce, plec? Și el zice, păi da, nu te duci, vezi că ai benzină, ai tot, dă cheile și ți-am pregătit tot în portbagaj. Se dă mare, mi-a pregătit tot în portbagaj. Ce, încearcă să se împace cu mine? Deci, oameni buni, am ajuns la Corbu. Așa. Deschid portbagajul, 2 lăzi frigorifice cu gheață, 10 vinuri, tot felul, bine, și somelier a făcut cursurile astea de somelier și se pricepe. Ah, Laura e somelier. Da. Pahare pentru Aperol, pahare pentru vin, pahare pentru coniac. Pentru fiecare pahar frunzuliță colorată, ca să știm ce pahar e a fiecare. Eram 7 fete sau 8 fete, nu știu. Deci am avut absolut tot. Scoici cu puse la gheață, că știe că fac scoici așa, că până a doua zi să fac eu scoici. Și deci mi-era o așa rușine că eram supărată pe el. Te duci la portbagaj. Deci Aperol, Aperol, Prosecco, vin, tot ce aveam nevoie, portocale, tot pentru... Deci am crezut că am zis, nu, femeia la din mine așa ar fi făcut, știi? Supărată, vezi că ți-a pregătit aia cu, da, ia să văd ce lipsește. Da, da, dar bărbatul din mine și ce-ar fi fost, ți-am pregătit tot în portbagaj. Și după ce m-ai și făcut un portbagaj. Bă, ori, ești hurducat acolo, bă, o să nu știu ce-și băcea, zic, hai să pregătim acolo, da. Te iubesc, iubire, iartă-mă, iubita mea, din portbagaj acolo. Dacă te uitai în portbagaj, trebuie să-i mulțumești de atât. A părut rău, ai zis, el da, a făcut, ai zis, bă, din sucul o să deschide portbagajul acum și o să zică, bă, ce om, ce bărbat. Da, da, ia să vă, stai, că tu văd că, ești, că te dai așa mare. Nu mă dau mare. Te termin cu prostile. Ia spune-mi tu. Ce-am făcut? Uite, de câte ori te-ai certat vreodată cu iubita ta? Eu am văzut o poză, de câte ori, de ce mă minți, Da. Zi-mi tu. Cu Ana nu m-am certat niciodată. Ai văzut? Asta e perfecțiunea. Bine, și noi astea mici ce? Ale noastre. De exemplu? Nu știu, din astea, ai pus aia acolo, nu trebuia să o pui în partea aia,
Nimicuri. Bine, că tu ești tu ăla perfecționist și vrei tot da, să fie sunt, la... Da, eu sunt bolnav cu treaba asta. Da, cu perfecționist. Da, sunt Pluta. Bătut în cap, tai. E free control, că eu, el știe mai bine. Eu știu mai bine cum trebuie făcute lucrurile. Așa e adevărat. Așa, nu... Deci ăsta e modest. Că a zis nu cu nimica. Și acum e în stare să cânte toată și Mozart și Bach și Handel împreună. Eram la Mass Singer. Da. Și cât am stat noi singuri da. Acolo în așa, rulota. În rulota, singurei, da. Păi eu eram cu copil, bărbatul plecat și copiii cu bună acasă. Așa? Nu, te dăm un telefon, totul e ok, da. Ce a făcut? A dormit. Da. Păi de ce a fost supărat? Dar tu de ce ai deschis geamul? Păi el copilul dormea, de ce l-ai deranjat? Și ce a făcut? Ce a mâncat? Cât a mâncat? Băi, nici chiar așa. Nu, toate astea, întrebările astea timp de o zi. Timp de o zi, nu în momentul ăla. N-ai citit bine, nu l-ai citit pe Mihai. Ăsta e cel mai Mihai defect al este cred. Un om care era acolo lângă tine, dar inima și sufletul lui erau în familie? Acasă. Corect? Da. Corect. Din nou doamna de la etajul 6 care... Deci vreau, băi, eu așa văd ce se întâmplă cu el. Pentru că din toți oamenii din jurul lui și toți care m-am informat, i-a zis ceva dirty, i-am zis dăm something dirty despre Mihai. Domne, îmi pare rău, dar el e alb imaculat. La naiba, așa mai vreau, dați-mi ceva. Am pus toți jurnaliștii din lume, nimic. De ce? Pentru că omul este... Da, așa este. Și acum ne pregătim pentru... Următoarea melodie, bineînțeles, nu? Pentru gemeni, pentru tripleți. Nu, da, lasă că și așa mi-a șuierat glonțul pe la ureche. Că eu sunt părinții mei, maică mea, din partea lui maică, m-au fost două perechi de gemeni acolo. Adică... Păi și ce dacă... Aveam toate șansele să fac gemeni. Și niciunul din ăștia 17 veri, noi atât suntem 17 veri, niciunul n-a sunteți făcut... Sunteți 17 veri? Da. 17 veri primari. Dacă îi mai pun și pe el alți 17... Da, e doilea, gata, suntem... Și niciodată nimeni n-a făcut niciun fel de... Nimeni, niciodată, nici... Și eu m-am speriat, am zis, mamă, până acum n-a făcut nimeni... Ce zodie ești tu? Capricorn. Gata. Nu, mai că nu... Gata, mă. Nu. Anul viitor... Ce an? Anul viitor este 2022. Ma. Tu ai zis-o, nu eu? Da. Tu ai zis-o, îmi pare foarte rău? Uite că nu fac. Să știi că mai sunt chilii pe la Atos. Una am luat-o eu. Facem, dar nu stai să... Stai să vină și vremuri mai bune. Băi, bine mă, anul viitor începem musical-urile, începe Sala Palatului. Da, Doamne ajută. Da. Turneele, fai de cap. Aoleu, Inca? Tot unde le știu. Și eu. Deci, mama ei, e ceva cu Napoli. Doamne și domnilor, trecând dincolo de femeia, de fana lui Mihai, Doamna Georgeta din public, aș vrea să vă spun că acum... Bună seara, doamne și domnilor, bine ați venit la podcastul în care Mihai, cântărețul și Tinca, iubita cântăreață, sunt aici prezenți alături de voi. Nu! Ei, în timpul liber, sunt actori, dar acum... Sunt Dita mai cântăreții, pentru că toată lumea se bucură de vin și de... De gata? Da. When the noun hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oh, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Oh, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and a vesela. When the stars make you drool, just like pasta e fagioli, that's amore. Oh, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you seem back in old Napoli, that's amore. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. Oh, that's amore. When the world seems to shine like you had too much wine, that's amore. Oh, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling.
to play tippy tippy tay tippy tippy tay like a guitar. Lucky fellow, when the stars make you look just like pasta puzzle dance. It's amore when you walk down the street with a cloud on your feet, you're in love. When you walk but you know you're not dreaming, signore. Scusami, but you see back in old Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Da, 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 da. Asta a fost ultima, că de-aia le-a aruncat alea. Da, nu, da, a fost ultima. Copii, hai să debarasăm și să luăm ceva. Ce scuze. Da, da, da. Dragostea, mă gândeam că ceva dulce pentru voi. Eu, zahăr, niciodată. Pare foarte rău. Wow, nu m-ai găsit acasă. Hai să nu mă pierd în muzica aceasta, da, și da, să, da. Să uit ceva, pentru că... Da. Avem un telefon de la... Hello, Capitol Records. Oh, oh yes. Oh yeah. What? A Tinka and Michael. What? Yes, I'm the agent. Yes. Wow. 3 milioane de dolari pentru primul album. Puțin, yeah. Puțin. E puțin. Yeah. No, puțin, puțin. Yes. No. You too, yes. Yes, I love America. Dă-te-le. Yeah, I'm just foarte dau braț. Bine. Morris, increase the offer. Dacă ar fi să alegi între Mamma Mia și... și My Fair Lady de cântat în primăvară, ce ai alege? Mamma Mia. Bun. Dacă ar fi să alegi între între stand-up și din nou filmări la Las Fierbinți, ce ai alege? Las Fierbinți. Da, anulează spectacolul. Perfect, v-am rezolvat pe amândoi. Da. Să știți că toate melodiile pe care le-ați cântat au fost dulci, dinamice, antrenante, am da. Zâmbit. Dar există o piesă pe care amândoi ați cântat-o, care, da, da, care, pe care noi o știm, care, eu nu plâng de obicei și nu îmi dau drumă. Doamne, ce piesă! Deci eu nu plâng de obicei. Și nici n-am vrut când eram în juriu să o plâng. Dar acum... Deci eu dau skip la... nu pot să o ascult în mașină, eu plâng de rup. Deci, această piesă este piesa care m-a emoționat cel mai mult de la voi doi. Hai să încercăm și pe asta. Încercăm. Asta chiar, știi cât achino a fost? Hai de cap, mă. Dacă era studioul meu, spărgeam tot acolo. Mihai, știi care e problema la tine? Toate au fost un chin, dar după aceea au devenit plăcerea înzecită. Asta e. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you.
think I'm giving up on you. Frumos, foarte frumos la băie, oamenii care o cântă ei. S-o mai dăm o dată. O norocire. Să știi că trebuie să spun tuturor celor care ne urmăresc, da, că noi n-am pregătit nimic din tot ceea ce a ascultat, da, astăzi. În perfecțiunea lui Mihai, dar în special în dorința de a cânta perfect atingă, bineînțeles că ar trebui să o facem încă o dată. Nu trebuie să o facem, pentru că voi, corect, acum asta ați făcut. Asta, adică e plăcerea mea să vă invit, deci, să mâncăm un puțin. Să te ia așa. Era așa aproape de mână. Cine? Are ceva înăuntru. E. Da, ciocolată. Dar nu poți să-mi dau seama că nu are și pe afară și prinăuntru ciocolată? Tu nu mănânci deloc nicio? Nu prea vă omor după dulciuri. Nu? Nu, chiar nu. You give up on dulciuri? Yes, I'm giving up on them. Dragii mei, jingle! Cele 10 întrebări! Să nu pierdem nimic. Nu, să nu fac mizerie pe jos, asta e eu. Da, așa, normal. Doamne ferește. 10 întrebări. Cele 10 întrebări. Horia Brânciu. Va trebui să răspundeți amândoi, pentru că e adresată această întrebare și unuia, da, și altuia. Da, bun. Viața la țară sau viața la oraș, Tinca? La oraș. La țară. Da. Atenție! Preferați câini sau pisici? Câini. Pisici. Nu avem voie cu ambele, nu? Bă, da! Am, îmi plac și câini și pisici. Stop! Am avut pisică mai mult decât câine. Câinele l-am avut în lanț la bunica mea, pisica am avut în casă. Și acum ai pisică acasă? Nu, n-am, numai că nu-i place. Adu pisica! Deci aici, animale, tu stai aproape de academie. Tu știi că aici sunt nu știu câte pisici? Știu, am și eu la bloc acolo, dar nu. Dar nu ce? Ia pisica în casă. Nu pot. Nu, că o ia fimi și-o de tot. Nu-i plac pisicile nici lui. Nu pot să cred. Nu-i plac pisicile. Deci nu pot să cred. Căței e, prieten. Prieten, căței. Căței, da. Tinca, ai avut la Chișinău pisici, căței? Am avut o singură pisică pe care am iubit-o și n-am mai iubit nicio altă pisică. Romanița a chemat-o, a murit și nu, sau nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Nu știu, dar i-am sărea în brațe, era ca un cățel. Eu știu, da, cum a murit Charlie al meu. Nu știu, da, nu. S-a gândit să iasă din curte și să se facă dar parchet. Dar stau la... carpet. S-a făcut preși din ăla de peste. O să am odată o pisică și o să cheme la fel Romanița sau Roma sau Romie sau nu știu cum o să o cheme. Dacă nu o să crească și bebelușul un pic mai mare, da, ca să nu bage păr de pisică în gură și să mâncă la bloc, că nu o să stăm la casă. Știi că e... pisică de la tine din curte de aici, că sunt foarte multe. Perfect! Peste un an de zile ne vedeți la stand-up la Sala Palatului și bineînțeles, dacă veți intra în casele lor, veți vedea câini și pisici. Mergem mai departe cu întrebările! Yes! Cine în oraș sau gătit în familie? Cine în oraș? Stop! De asta ați venit la podcast? Da, cine în oraș? Da. De ce să faci tu miros? Băi, dar cum vreți voi? Știți de ce vreți cine în oraș? Pentru că n-am mai ieșit de mult în oraș în perioada asta, că dacă mă întreba... Da. Continuăm întrebările! Ce e mai greu de jucat? Comedia sau drama? Drama. Drama, clar. Ultimul tău rol de dramă. N-am avut niciunul. Ba da, cred că l-ai avut la facultate. N-am avut. La facultate, la actorie. Ce am avut? N-am avut. N-ai avut acolo niciunul? N-am avut nici spectacol de asta, cum zice, de licență. Spectacol. Asta e licența ta astăzi. Da. Te rog frumos să-mi spui care este drama care te-a marcat, pe care vrei să o rejoci. Pe care nu vreau să o rejoc. Care? Este un spectacol la Teatrul Evreiesc, eu colaborez cu acest teatru. Așa? Se numește Blazonul. Și nu am foarte mult de făcut acolo, dar este o dramă și nu-mi place să plâng. Eu nu pot. Pot să fac omul să râde, nu să plângă. Nu, da. Nu vreau, e, nu pot. Mi-e greu, mă străduiesc, mă chinuiesc. Nu. Să dea subscribe toți cei care vor să vadă această emisiune. O să difuzăm pe TVR3 și pe TVR4. Da. Și la Trinitas. Da, da. Special, special. Mergem mai departe cu întrebările. Da. Băi, eu când o să joc în Las Fierbinți o să fie pe comedie. Da. Iartă-mă că am adus... Nu, doamne, ferește. Da, pe mine mă vedeți jucând, da, profesor de muzică, da, negativ, da, sau, da, pozitiv? Pozitiv. Foarte sever, foarte fixist. Dacă eu am aud nota, da, tu de ce nu auzi?
Bulica Brănescu. Sunt Brânciu. Bă, bă, bă. Mergem mai departe. Da. Pizza sau tochitură? Tochitură? Pomana porcului. Băi, nu, că tochitura... Acolo, da, pomana porcului, da? Acolo, când se taie porcul, acolo făcută n-am pe loc. N-am tăiat niciun porc. M-am asestat. N-am tăiat niciun. Am asestat la... Da, 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 da. Tochitură. A mâncat tochitura seară. Perfect, mergem mai departe. Avion sau mașină? Mașină, mașină, mașină! Băi, stai, stop, stop, stop. Ce-i mai împotriva avionului? Dă-mi, Doamne, iartă-mă că mi-e o frică de... Mă enervează că n-am control în avion. În mașină, eu oricum și în avion, dacă s-ar întâmpla ceva... Dar și control, dacă ai avea, ce-i face? Ce? Adică tu, dacă ai avea control în avion, ce să faci? Ar controla avion? Oricum eu scap din ori... Nu există. Bă, eu sunt ăsta din Misiune Imposibilă, Tom Cruise, tu n-ai înțeles. Dacă se provoșește avionul, cred că sunt singurul dobitoc care scapă. Practic, dacă ar veni acum pe ușă Mărginanu și s-ar spune... Nu! Ieși afară! Nu, 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 că tot... Tu știi de când se roagă de mine? De ani de zile. Nevastă mea a convins-o. Aia ești nebună cu avionul, îi place aviația. Așa. Și mi-a zis, hai mă și tu, mă zis, bă, eu nu cât de tine. Dar asta e... S-a adăugat ceva aici. Adică, mă uit la tine, Mărginene, și... Nu-mi inspire așa încredere. Nu el, avionul, eu de la ultra ușor. Ma, eu dacă în astea mari fac cum fac, tu îți dai seama că hai, dar nici nu vreau să mă... Ia rând aici. Dacă mâine... Mâine plec la Barcelona. Cu avionul? Da. Mi-a transpirat palmele. Ce putem face noi acum să te închizi, să te refugiezi la amintirea noastră cu noi? Spune-mi ce putem face pentru tine. Nimic. Nimic, adevărat. Nu poate să facă nimeni nimic. Dar ți imaginezi în alea în avion când zbori? Da. Dacă în momentul ăsta văd o să cadă. Toate sezoanele la dezastre în aer, așa, așa. Cade. Ce tot zic eu copilul? Ce zic așa? Ce fac? Cum reacționez? Deci încerc să-mi pregătesc și cuvintele și reacțiile când se prăbușește. Ai văzut când cade avionul câte 50 de metri așa în golul ăla de aer? Da, așa. Eu atunci zic, Alexandru, copil. Doamne ferește, ferească Dumnezeu, cu ATR-ul care o mai zbura în viața lui, cu sărăciile alea. Păi da, mă, de acolo ATR-ul ăla e ATR, mă, nu. Băi, copii, trebuie să trecem peste toate. Am rezolvat chestia cu versurile lui tate, am rezolvat. Da. Ne-am lecuit amândoi, acum pornim cu zâmbetul pe buze. Orice piesă, ni se pare o terchea, berchea, nu știu ce. Acum, să rezolvăm cu avionul. Da, gata, rezolvăm. Vrei să vii pe umerii mei să te port pe aici? Nu, n-am altă variantă, asta mă împacă. Că n-am altă, deci fac 3 zile până în Spania. Să știi, mai sunt niște zepelinuri aruncate... prin... mai, prin câmpul ăsta. Chiar avionul poate să cadă oricând, eu nu... Da, da, știu, eu sunt convins de treaba. Extraordinar, Cristiane. Extraordinar la tine din Oltenia aia, tată, da. Da, bă, e un care a dat cu peria afară și a lovit un nit din ăla. Exact. Da, aia a spălat avionul. Și a lovit un colț acolo. Presiune ala. Și tu dai seama cât înjur până jos? Vai de capul meu, dacă nu... Mă apuci, da, 10 secunde, 3 secunde, nu știu cât durează. Ți-a trebuit să lucească avionul. Hai. Din cazele că nici avionul nu. Deci până acum mergeți împreună la restaurant să mâncați tochitură. Cu mașina. Asta e imaginea voastră. Da. Dalida și Dorel se conduc din țel. Atenție, mergem mai departe. Ce preferați? Să uitați textul sau să ratați intrarea în scenă? Tinca. Să ratezi intrarea în scenă. Și la fel, să ratezi intrarea. Că e pe ei! E pe ei cine sunt acolo, știi? Ei trebuie să scoată situația. Mergem mai departe. Da, da, da. Cazare la cort sau hotel de 5 stele? Hotel de 5 stele all the way! Cea mai frumoasă vacanță mea a fost în Vadul, la cort. S-au despărțit din nou. Pianele aici. Ești tra-la-la. Maldive. Imaginați-vă, Maldive. Și eu Dinca, cu cortul în spate. Sub un palmier, într-un cort. Își scoate un picior. La etajul 200, cu cafeaua, nut. Nu 200. 300. Nu. Tot acolo la nivelul plajei, știi? Ești pe balcon și ești așa. La etajul 2. De vol. Ați dau un spray de țânțari. Asta e de tipile. Deci asta se întâmplă cu tine. Da. Ai nevoie de o alifie? Îmi place luxul. Ador luxul. Dar cea mai frumoasă vacanța mea a fost cu rulota. Cort, rulota. Bun, spune-mi care sunt plăcerile, ca să înțelegem și noi. Care pleziri de amor? De ce? Dai
te trezești? Fiindcă n-am avut nimic cu oameni, n-am avut oameni nici stânga, nici dreapta, acum 8-10 ani. Când nu aveam nimic. Aveam un mic generator cât ne permitea să facem gheață și să ne încărcăm telefoanele. Și să faceți aperol șpriț. Da, pe aia era. Da, șpriț, aperol șpriț, tot ce s-a putut. Dar în primul rând gheață. Atâta, gheață. Ce-ți mai trebuie? Ce-ți da, mai trebuie? Asta e. Păi asta e. Dacă vezi vreodată pe Tinca prin păduri, dă și mie puțină gheață. O să ai vezi. Așa sunt peste tot. Deci peste tot unde mă duc și nu musafirii sau la prieteni, sau unde ne ducem? La nunți, la toate. Păi, dar nu am gheață, da, dacă n-au gheață, mamă, îmi vine să plec acasă. Aici este gheață, dacă vrei. Da, eu am văzut, eu am văzut. Așa tot. Trebuie. Eu când am intrat, am văzut. Gheața din prima, deci, da, e ok. Să mă simt ca acasă, bun. Mergem mai departe, Edi. Da. Duetul ideal l-aș avea cu Tinca. Șoptește? Nu, în cap mi-a venit Horia Brenciu, da. Asta, dar... instinctul a zis asta, acum așa, cu... Nu mă supăr. Bibanu. Frumos. Je t'écoute. Cred că cu Horațiu Mălăel. Frumos. Da. Frumos. Îmi place. Ce sport faci? Eu nu fac, nu mai fac. Făceam... Bun. Dacă vrei să te apropii de Horațiu, nu fac. Uite, știu tenis. Am făcut treaba asta la îndemnul lui. Eram la filmat la Vine Poliția cu Bobo. Așa? Și el a întrebat: bă, dar voi ce sport faceți? Și fotbal. Normal, mergem la fotbal, că băieți, după aia bem niște bere, poate mâncăm și o șaorma după. Zi. Și? Da, și el a zis: bă, doghitocilor, de tenis ați auzit? Și ne-a dat un profesor de tenis, pe, nu mai știu, Virgoliș parcă îl chema. Păi ne-a mai dat încă unul mai tânăr și mai meseriaș. Așa? Și ne-a, așa, Bob a prins dragostea de tenis de la Horațiu Mălăele. Și mie mi-a dat și o rachetă din ale lui, adică amândoi. Ne-au dat câte o rachetă amândurora să avem, o am pusă acolo deoparte. Nu vrei să jucăm un tenis? Eu nu prea știu, eu înjur foarte mult la tenis. Ți-am zis că ne-a dat noi cu Bob când am început tenisul. Auzi, da? Ce? Ți-a zis că a jucat cu mine? Da, mi-a zis că te bate de fiecare dată. Dar nu-i spui. Nu-i spui. Nu-i spune. Eu acum nu știu ce să zic. Asta nu se lasă. Băi, el pe mine mă bătea. Nu, asta nu se lasă la... Sunt sigur că nu o să răspundă. Bine, da. Sunt sigur că nu o să răspundă. E foarte posibil. Și cum rămâne dacă nu răspunde? Nu, nu răspunde. Dar nu, eu nici nu sper să răspundă. Nu o să... Yeah. Da. Alo? Da. Iartă-mă că te deranjez. Sunt Horia. Care Horia? Mamă! E regizată. Îmi cer scuze că te deranjez. Sunt aici cu doi prieteni ai mei. Michael Wright și Catherine O'Ladden. Și Michael O'Rate, frate cu O'Sullivan, yeah, din așa, mi-a zis că i-ai zis tu că m-ai bătut într-una la tenis. Yes. Așa și. Deci e adevărat. Bobo, 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 uite, noi ne știm de mulți ani de zile și n-are rost să stricăm o prietenie adunată cu elemente frumoase, ca tu acum să spui tuturor prietenilor tăi de la Las Fierbinți că tu mă bați pe mine la tenis. Te rog foarte mult. Te rog foarte... Eu sunt sensibil la subiectul ăsta. De-aia mai suna, mă, ca să mințim lumea. Acum mă bază, nu știu ce. Bă, eu te-am aici, bătrânețe cu aia crețe, asumă-ți. Nu mai e ce erai odată. Ți-am dat rachete, ți-am dat tot. Nu se mai poate. Asta e adevărat, i-a dat lui fiul meu rachetă. La perete pot, da, așa. Pentru că ne apropiem de sărbători, o să las de la mine. O să fiu mai bun, ca Moș Crăciun. Nu pot să spun, pentru că ei sunt dragonii mei fioroși, dacă te interesează. Și pe mine! Mă amendează! Dar nu te interesează pe tine, care... Oricum... Vreau să spun că abia aștept să te văd cântând de Crăciun când vom merge la colindat împreună. Știi vreo colindă ca să te pregătești de Crăciun? Așa, fă-te, zi colindă. Eu când mergeam doar eu cu Săbăreanu făceam 1000 de euro, dar cu tine cred că și batem copiii dacă au pretenții.
Bine, eu dau toate drepturile mele bănești pentru copii. Știu, dar există, în fiecare dintre noi există o grasă și un copil, așa că dacă vrei să dai pentru copilul din mine... N-am auzit de grasă, cred că e o băutură sau ce ne... În orice caz... În orice caz, ne vedem noi pe terenul de tenis, să spun Crăciun fericit. Eu zic să și filmăm ca data viitoare când mai ai accese de sănătate. E, las că te prind eu, bobonete. Îți doresc sărbători fericite. Ați început interviul ăsta, s-a terminat. Nu, cum să spun, acum plângem toți la masă și am repetat. Acum intrăm în filmare. Au vorbit și ei sau doar tu? Iartă-mă, dar suntem la întrebarea numărul 7. Te rog să ne ierți. Pa, te... Pa, Bobo. Pa, Djokovic. Pa, a fost Djokovic pentru voi, pentru că așa este vocea lui Djokovic în stil românesc. Mergem mai departe cu întrebările. Brad artificial sau natural? Artificial. La mine artificial. Interesant. De câțiva ani buni. Natural în curte. Frumos. Da. Și asta e o variantă. O întrebare pentru amândoi, fiți pregătiți. Da. Cârciuma lui Bobiță sau lui Oaie? Bobiță. Cârciuma lui Bobiță, direct, că e a mea, îți dai seama. Băi, cum e omul ăsta, mă? Tot ce al tău, chipurile, își arogă și el drepturi pe... N-are, prin legătura de sânge, frate... N-ai cum să te desparți de el. Mano a mano, mano cavalleros, mano. Cavalleros, da. Narcos, Sinaloa, Medellin. Dragii mei, eu cred că ne apropiem de ultima 100 de metri, practic ultimii 50 de metri. Nu-mi spune că mai ai o melodie. Ce intuiție nemaipomenită! Wow! Cum am făcut? Dar, iertați-mă! Aș vrea înainte de ultima melodie, aș vrea să citiți acest text. Eu nu văd până acolo. N-ai treabă. Vreau să citiți acest text. Nici dacă l-ai vedea aici, nu l-ai... Da. Nu. E al meu ăsta. Da? Pentru mine. Nu pot trece peste acest lucru. Poftim, citește tu textul ăsta. Oh. N-are. Nu e. N-am alea de... N-am... Fie de aici. Femeia e puternică. Ne aranjăm la plete, copii? Ardo frigio pupoligio! Scuze. Nici o problemă! Așa era un strigăt de luptă. Atenție! Ușor! Ra, sva, tiri, citiri. Ușni z doma, когда во всех окна погасли огни, один за ним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась пленка, мотай.
Alstria. Ce ai cântat? Ce, cum se traduce chestia asta? Am ieșit din casă, videle noci, am văzut noaptea, ne-am distrat toată noaptea până dimineață. Am văzut noaptea, ne-am distrat toată noaptea până dimineață. Am ieșit din casă când toate geamurile erau închise, când luminile erau închise, unul câte unul, am văzut cum a plecat ultimul tramvai, vine un taxi, noi deci, n-avem cu ce să plătim, de chef, de club. Chef, când de... se întorc din club acasă. Da. Ce eu, frumos. De exemplu, când o să vin profesor de muzică la Las Fierbinți. Da, așa. Cu mine o să ai treabă acolo. Da. Da, și zic că să mergem în noapte. Pac! Vidili noci. Da. Vidili noci. Știi cum scot? Știi cum scot bestia din Dalida? Eu știu, dar nici nu vreau să... Dar tu știi că ai numele ăsta Dalida este, de fapt, Dalida. Dalida. Da, da. Iar Dorel este... Este cu Doru, cu... Doru... Auzi, n-am servit o gogoașă. Nu. Ce e asta? O... Nici nu știu. O ce? Gogoașă. Vezi ce e? Ia vezi ce e. A, are gust de gogoș. S-ar putea să fie gogoașă. S-ar putea să fie gogoașă, dacă... Gogoașa năsprită. Da. Iertă-mă, da. Da. N-am să trecem peste asta? Nu, normal. Mai vine una. A, cătușa aia. Ce aia? Aia de șervețele, nu? Ia cu șervețele. Dragii mei! Băi. Acest podcast se numește Le Show Simple. Yes. Asta e la tine, cum ar veni. Nu, e, da. Astăzi, dragii mei, a fost un podcast nebun cu doi oameni senzaționali, Mihai Rai Dragomir, alias Dorel. Doamne ajută. Și Caterina Aladin, alias Dalida. Las Fierbinți, lumea, România se mândrește cu ei, pentru că sunt actori frumoși, ne bucură cel puțin de 3 ori pe săptămână, dar în principal, la spectacole de la Sala Palatului, ei vor fi acolo. Cum intră pe scenă? Aplauze direct! Pentru că acum dăm și cadourile! De așa! Avem vin roșu pentru mata, la Șatoval vin să-l bei acasă. Da. Avem vin alb pentru tine. Să știi că tripleții gemenii vin anul viitor. Da, mai dat roșu. Da. De-aia ți-am dat roșu. Că ți-aș nasul. Am înțeles. Vă doresc multă baftă oriunde veți duce și dacă în viitor veți reveni aici, plăcerea va fi a mea și a copiilor mei din trupă. Dar deocamdată, melodia asta trebuie cântată de amândoi. Finalul este apoteotic. Vom începe cu finalul și după aceea intrăm în melodie. E simplu. Na 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 na. Na 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 na. Exact. Cum era nei na 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 na. Ca un fulg în palma ta pentru mine, n-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nu. Nici multe referăm să așa. 1, 2, 3 și... Orice vi se așa, dar altfel lucruri simple voi.
voi păstra. Cer albastru ești și tu. E de ajuns doar, e de ajuns doar muzica. E de ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Intermezzo. Cristian la chitară, Sergiu la cajon, Edi peste tot, suntem peste tot acasă. Strofa a doua. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața. De unde? De lângă perna ta. Bine, și eu te iubesc. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ieși, și speranța că nu te vei schimba. Există podcast înainte de 2022, când va deveni Mihai din nou tată, și după botez, care va deveni din nou tată. Acum știi pe cine să-i inviți la botez? Da? Bobo o să stea pe teren să joace tenis și... El e nașul. N-are cum să lipsească. Sunt sigur că o să facă... Știi că eu, la nunta lui, da, am stat, m-a pus să am grijă de dar? Da. La cutie, ți-a pus cutia aia în față. Îți dai seama că are încredere în mine 100%? Maximă, și el umblă cu vorbe din astea că te bate la... Asta e. Deoarece sunt generos și treacă de la mine. Nu contează. Bucuria de a juca cu Bobo, dar bucuria de a fi în acest podcast alături de Mihai și Tinka a fost foarte mare. Mă bucur foarte mult că ați venit. Eu acum îți mulțumim. Un singur lucru, mai trebuie să semnați ceva. Ce? Acord de confidențialitate. De ce? Greu. Ne vedem lunea viitoare. Mă bucur și ne bucurăm foarte mult pentru toate nebunile pe care le dați. Mesajele voastre se citesc de fiecare dată. Și când dați subscribe, știți ce se întâmplă? Pământul se rotește mai repede. Da. Sau mai încet. Nu știu, voi dați subscribe. Cum vă convine? Love și share. Și salvați balenele. Să vină! Trăiască doamna de la șase! Să vină plexiglasul!